Bine v-am găsit la interviurile de ce Medical de ce News. Sunt Valvol, cu discut cu medicul Liviu Oșoga, chirurg ortoped la Spitalul Clinic Sanador. Domnule doctor, sunt sau fac tot mai puțin sport oamenii din ziua de azi. Orele de sport în școli sunt înlocuite cu alte materii. Terenul de sport nu prea sunt, activitatea fizică reproșează toți medicii, nu se mai practică. Cu toate astea, cresc numărul incidentelor, accidentelor, suferințele sportivilor au crescut. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Păi în primul rând, tot ce a spus duce la apariția accidentelor și ne-am propus să discutăm astăzi despre patologia sportivă la nivelul articulației umărului. Și aș vrea să încep cu câteva patologii care sunt relativ frecvente, însă uneori sunt nediagnosticate sau trecute cu vederea și duc la apariția unor probleme care sunt mult mai greu rezolvabile ulterior. Și printre acestea aș vrea să menționez rupturile de tendon de biceps, care pot să fie proximal sau distal, în special cele distale sunt nediagnosticate. Pacienții remarcă o deformitate la nivelul bicepsului, semnul reverse Popeye, dacă ne aducem aminte de la desene animate cu Popeye marinarul care avea un mare biceps distal, însă rupe capătul distal al bicepsului, mușchiul biceps migrează proximal și atunci se numește semnul reverse Popeye. Când se rupe capătul proximal al bicepsului, apare semnul Popeye. Deci, Dar să vedem, pornim totuși de la cauze. Faptul că se rup, în general, ce vedeam pe terenul de sport, la competițiile profesioniste, când apăreau astfel de accidente, spuneau că n-a făcut încălzirea cum trebuie, a forțat prea mult. Poate în cazul, să zicem, sportivilor de weekend, care n-au un antrenament constant, ritmic, se pentru rupe leziunile la de un efort biceps și de brusc. pectoral mare, ce vreau să adaug, nu are mare legătură cu încălzirea, ci mai degrabă o neconcordanță între efortul pe care îl face sportivul și posibilitățile mușchiului și tendonului Ridică mai propriu. mult decât Exact, poate pentru că duce. aici vorbim. Deci nu vorbim de accidente de schi, de basket, de fotbal, ci vorbim aici de pacienți care practică ridicări de greutăți, gimnaști. Deci asta este Durerea în momentul rupturii durerea este. acută, lancinantă, în momentul producerii. Uneori se aude, am pacienți care erau filmați în timpul ăla, se aude exact ca atunci când se rupe o coardă de arc. Asta este zgomot, un pop Dacă foarte e bun pregnant. și TikTok, mă rog, selfie-ul, Da, ce fac ei acolo? pentru promovarea diagnosticului Și în acest. trece în timp, adică dacă stă în repaus, Durerea trece, asta este problema. Pacientul se duce la doctor pentru că are durere, are o deformitate, apare o echimoză întotdeauna, uneori este impresionantă. Dacă o să vă uitați pe net, sunt poze cu heavy lifters, cu leziuni de biceps, cu echimoză, văd tot brațul. deci Ceva nu scapă. Să zicem, neobservat. Nu, neobservat, nu, nu, nu. Problema este că pacientul care ajunge la un doctor care îi spune că nu are nimic, că trebuie să facă, să ia un Vânătaia trece într-o anti-inflamator, exact, echimoza săptămână. dispare, Lyoton gel local. Și atunci pacienții, până ajung la cineva care recunoaște patologia și le recomandă să fie operați și ajung la cineva care poate să-i opereze, uneori durează până la un an de zile, poate și peste un an. Care sunt consecințele unei intervenții atât de întârziate? Problema este că tendonul se retrage și uneori devine imposibil să-l mai poți reinsera la
în locul anatomic. Și atunci e nevoie de o plastie de tendon, ceva extrem, mult mai complicat decât dacă ai repara în acut și cu rezultate mult mai greu predictibile decât o operație în acut. Ce înseamnă în acut? Care ar fi viteza? Între o săptămână și o lună e considerat acut. Nu sunt probleme de reparație. Și efectiv, deci îl suturați, îl coaseți? Îl reinserăm. Nu se poate. El când se avulsionează de pe tubă. Deci vorbim, ca să avem exemplele clare. Când vorbim de capătul distal al bicepsului, el se avulsionează de pe tuberozitatea bicipitală radială. E franjurat. Mai are câteva urme de fibre pe tuberozitate. Nu se poate sutura cap la cap. Și atunci e o tehnică nouă care se folosește de reinserție transosos. Se face un tunel. Capătul bicepsului este însăilat și firele sunt trecute printr-un endobatan, care este o mică șaibă de titaniu, care este trecută prin tunelul osos până în capătul celălalt al corticalei radiale, este răsturnată acolo și trăgând de fire, de fapt, andocăm ca la cel pot cu hobane, nu? E prins. Da. Și se dublează această fixare cu un șurub trans, în tunelul făcut, intraosos. Da, nu se observă când... Se observă. Clinic, deci pentru capătul distal al bicepsului există un test clinic, se numește hook test, pentru că atunci când palpăm în plica cotului, simțim întotdeauna tendonul bicepsului. Când se rupe, nu se mai simte. De ce? Prin absență hook test pozitiv. Hook de la cârlică. Prindem capătul bicepsului. Și ar putea fi observat la radiografie, la ecografie? Asta e la examen clinic. Aici examenele clinice sunt extrem de sugestive. Nu, întotdeauna vrem o confirmare imagistică înainte de a trece la planul operator. Fie un RMN, fie o ecografie de părți moi. În cât timp se recuperează și ar mai putea relua din activitatea care l-a făcut? Această tehnică de fixare este extrem de rigidă. Și atunci lăsăm pacientul într-un sling, într-o eșarfă, pentru 2 săptămâni, timp în care pacientul poate deja să facă flexie, extensie activă, nu ridică greutăți. După care următoarele 4 săptămâni, la fel, o cană cu apă, activities of daily living normale, nu nimic greutăți. Pentru capătul proximal nu există teste clinice, în schimb apare ceea ce vă spuneam, semnul papai. Acolo bicepsul migrează distal. Pacientul are un braț normal și un braț care are o gâlmă la nivelul cotului. E evident, o vede și pacientul, știe. Și în momentul în care contractă, nu se mai vede contracția bicepsului. Pentru că nefiind prins la ambele capete, nu mai există dacă contracție musculară. Sunt unul care își tatuau în brațul și nu se mai vede desenul. Aici există același tip de fixare, numai că este proximal la nivelul șanțului bicipital. Și din perspectiva sportivului va mai putea relua? Da, recuperare 100% cu aceleași caracteristici fizice ca și preoperator. Domnule doctor, dacă este atât de evident, de ce întârzie în unele cazuri diagnosticul și soluția terapeutică? Nu este atât de cunoscut în domeniul medical această patologie. Uneori pacientul nu se adresează unui ortoped, se duce la medicul de familie sau întreabă un medic din altă specialitate și din acest motiv... Presupune că e o umflătură... Da. Cum se mai întâmplă? Să vedem, după ia un antiinflamator, un antialgic, o edemul cremă locală cu heparină și vedem cum o să fie. Acuzele scad în timp. Adică nu e ceva care să persiste ca durere și
De asta sunt pacienți care, dacă nu vorbim de pacienți, pentru că nu numai la sală se întâmplă asta. Cine merge la sală, sigur, nu lasă lucrurile să treneze, așa. Da. Dacă nu îi recomandă cineva să duce în altă parte, va găsi drumul către operație. Dar sunt pacienți care, am avut un pacient care a ridicat o boxă. Am avut un pacient care a ridicat o poartă. Deci, e legat într-un fel de vârstă? Da, da, n-am văzut patologia asta la pacienți tineri, 20, 25, 30 de ani. Am văzut-o la pacienți 40 plus. S-au mai uzat. Și încă o dată, o mare discrepanță între ceea ce vreau să facă și ce se poate biomecanic cu mușchii și tendoanele, da, pe care le avem. Butelii de ridicat în... Bine, mai sunt unele mai mici, așa, mai pentru mici, un sifon. Dacă, nu, da. Gestul de a ridica... Poziția în care vrei să ridici e foarte importantă. Ce altă patologie? Altă patologie care intră în aceeași sferă este ruptura de pectoral mare. La fel. Acolo tot, la, în general, heavy lifters, la... nu avem aici, aici avem numai subscapularul. Peste subscapular vine pectoralul mare, care se inseră tot pe marginea anterioară a șanțului bicipital. Toată lumea știe ce frumos se vede pectoralul mare la cei care fac gym și culturism. Apare în general la bench press, cei care ridică greutăți din poziție culcată. Acum vedem în clipurile de promovare ale sălilor de gimnastică. Aceeași senzație de arsură, ruptură sau de un poc, e ușor de sesizat că s-a întâmplat ceva. Plus că aici, dacă discutăm de cei care ridică greutăți, de culturiști care tot timpul se examinează în oglindă, văd, se vede imediat, nu mai există relieful fosei axilare. Și la fel, riscul mare este cremă, antiinflamator, antialgic, așteptare. Și așteptarea aici este nefastă, face ca toată reparația să devină extrem de complicată. Prindeți la fel cu... Cam același lucru, numai că aici tehnica este aceeași, numai că aici mușchiul pectoral mare nu are un tendon cum are bicepsul individualizat, lung, e un tendon lat, scurt, pe urmă urmează imediat masa musculară. Și atunci e foarte greu de înseilat ca să-l poți aduce la... În momentul în care s-a retractat, s-a modificat acel bond, totul devine extrem de complicat. E o tehnică specială cu fascia lată, trebuie recoltată fascia lată de la pacient, învelit bondul de pectoral mare în această fascie și înseilată împreună cu ea, mult mai dificil, complicat. Dar apare și la persoane care nu practică sportul în aceste activități domestice. Mai rar, este un tendon extrem de rezistent și se rupe la solicitări mari. Deci n-am văzut rupturi de pectoral mari decât la sportivi. Dacă e destul de cunoscută, s-a întâmplat fie la basket, fie la paralele, luxația umărului. La basket, la ski, la... Aici vorbim de o patologie mult mai frecventă și sunt două categorii de luxații. Luxația, prima luxație și luxațiile recidivante. Și dacă vorbim de prima luxație, lucrurile s-au schimbat radical în ultimul timp. Dacă acum 20-30 de ani prima luxație era regulă, imobilizată, 3 săptămâni, recuperare, așa, acum totul a virat la pacienții tineri, sportivi de performanță, sport de contact, prima luxație egal operație. Nu se trebuie mai reparat, așteaptă? Nu se mai așteaptă. Pentru că riscul de recidivă la acești pacienți, sunt pacienți în grupul de risc de recidivă, 100%. Deci pacienți care fac umărul așa basket, mobil sau exista că ce dume mi s-a întâmplat, mie îmi sare umărul, da, până la loc. Da, da, da. Și nu neapărat
luxații cât instabilitatea. Adică poate să nu se luxeze, să-și piardă complet legătura cu glena humerală, ci doar să aibă tendința de luxație, ceea ce pacientul o resimte tot ca o sărit umărul, această instabilitate pe care și-o reduce singur uneori. Da, ne comportăm ca în fața unei luxații recidivante. Când își reduce, de fapt, își reduce activitatea, nu mai poate... Are mișcări pe care și le autolimită. Limitează, pentru că știe, în abducție, rotație externă e poziția în care umărul se va luxa. Și atunci evită aceste mișcări. Aici trebuie neapărat investigații imagistice, RMN și CT. Pentru că există două tipuri de intervenții. O intervenție pe părți moi, care înseamnă reinserția capsulei și a labrumului la locul lui, și o intervenție pe os cu osteotomia apofizei coracoide, nu știu, se vede. Și fixarea dacă ei... Dacă puteți să o prezentați din profil, cred că s-ar vedea mai bine și un cadru. Nu-mi dau seama. Încercăm. Deci se practică osteotomia, se ia această parte a apofizei coracoide împreună cu tendonul coracobiceps, se face un split în mușchiul subscapular și se fixează pe marginea anterioară a glenei. Cred că se vede mai bine aici. Aici se fixează coracoida. Da, decizia e o operație, pare a fi dificilă, adică sunt o mulțime de nervi, mușchi, nu știu, e... Da, și mai nou se face și artroscopic. Cât durează recuperarea? Trebuie să facă un anumit... sau anumite exerciții? Indiferent de intervenție, că vorbim de operația Bankart, ce de reinserția capsulei și a labrumului, sau fie de că vorbim de intervenția la targe pe os, pacientul e imobilizat într-un sling pentru 4 săptămâni, după care face recuperare medicală. În principiu, la între 3 și 6 luni revine în activitatea sportivă, în funcție de ce sport practică. Adică un ruibist va întârzia... Deci va sta în acea cu acea eșarfă, va ține... Da. Nu este ceva dificil ca recuperare postoperatorie, poziția este normală, pacientul poate să-și facă toaleta, se îmbracă, se dezbracă. E o vârstă la care apare mai frecvent, mă gândesc, copiii da, se aici, joacă. Da, aici suntem invers, suntem cu cât sunt mai tineri, cu atât riscul luxației este mai mare. Și de la ce vârstă se intervine chirurgical? Adică, în general, pacienții au luxații după 16 ani. Nu prea am auzit de luxații deci, de umăr. La chirurgul de adult. Da. Vin sunt pacienții noștri. E o mișcare anume care ar trebui evitată? Da, abducție rotație externă. Haber. Este de aceea sportivii care... folosesc această mișcare, aruncători de suliță, baseball, pitcherii de la baseball, basket, mișcările de aruncare tip curling, pot să producă... Da, poate și pescari amatori să... da, mai puțin. Duc mâna spune. Sau cel puțin au ajuns la mine. Dacă nu ajunge, stă... întârzie prezentarea la medic sau îi se recomandă repaus, sunt riscuri, sunt consecințe? Dacă nu e, spuneați că a devenit intervenția chirurgicală aproape obligatorie. La pacienții tineri sportivi de performanță. Nu toată lumea, prima luxație egal operație, dar această categorie este... Adică pentru este... cariera lui e mai bine să fie operat. Absolut. Asta e motivul pentru care se operează, ca să poată să-și continue activitatea sportivă. Pentru că e următorul calcul. Nu îl operăm. Acum are o primă luxație în sezon sportiv. Nu îl operăm, îl imobilizăm. Pe urmă face recuperare. Sezonul ăsta l-a pierdut. Urmează, în începutul celuilalt sezon, face o a doua luxație, trebuie operat. Alte perioade de imobilizare, altă perioadă de recuperare. Deja vorbim de două sezoane din cariera unui sportiv de performanță. Cred că
deja se întrevede un final. Cei care n-au fost operați de mulți ani și care au avut luxații care recidivante, au astfel de recidive, problema, mai au vreo șansă? Tot timpul există varianta de operație la targe, este pentru cei cu luxații recidivante multiple. Aceasta este una dintre probleme. Cu cât lăsăm pacientul să aibă mai multe luxații, cu atât șansele să facem o intervenție artroscopică, reinserția complexului capsulolabral, scad. Și de asta ne trebuie și remene și CT, pentru că, în general, cu cât sunt mai multe luxații, cu atât apare o pierdere de os. În momentul în care capul humeral se luxează anterior, el se ancoșează pe marginea anterioară a glenei. Și atunci apare o deformitate, ca un șanț în partea posterioară a capului humeral, care se numește leziune Hill-Sachs. Și tot luxându-se, marginea anterioară a glenei se teșește. Își pierde din dimensiuni. Și atunci, în mișcarea de abducție rotație externă, acest șanț posterior se fixează în marginea anterioară a glenei și luxează. Asta e mecanismul de producere a luxațiilor recidivante. De aceea, când avem acest deficit osos, nu mai putem să discutăm de o operație Bankart artroscopică. Trebuie făcută numai operație la targe. Pare destul de fragilă acea coafă. Poate, asta este în cazul unui traumatism, se poate următoarea strica patologie care poate să existe. Aici deja suntem la limita între acut și cronic sau degenerativ, sau cum se mai spune, chronic on acute on chronic. Odată cu luxațiile de umăr sau la anumite mișcări se poate rupe coafa rotatorilor. Coafa rotatorilor înseamnă ansamblu tendoanelor cu care mișcăm umărul și asta înseamnă subscapul, în partea anterioară a umărului, mușchiul subscapular, deasupra umărului, mușchiul supraspinos, în spatele umărului, mușchiul infraspinos și cu rotund mic. Așa, nemedical cumva, dacă am fi să explicăm, privit de sus capul humeral, e luat în brațe în față de tendonul subscapular, din spate de infraspinos și rotundul mic, iar deasupra de tendonul supraspinos. Combinația contracțiilor acestor mușchi produc mișcările de abducție, rotație internă, rotație externă și, bineînțeles, circumducție, suma lor. Sunt două categorii de leziuni. Unul, ce discutam, la pacienți tineri se poate rupe coafa în acut, ca urmare a unui traumatism, pacienți care se cad și se agață cu mâna de scară, de o bară, de ceva și se smulge coafa rotatorilor. Acestea sunt leziuni acute. Doar în filme se prinde de ușa avionului. Și nu li se întâmplă nimic. Și leziuni de coafă la pacienți în vârstă, care pot fie să se producă în timp. Apare întâi o degenerare a tendonului, apoi o leziune parțială care se completează, devine leziune completă, începe să se retragă. Deci de asta suntem în două categorii. În vârstă, ce înseamnă? La ce vârstă? 60 plus. Aici apar și alți factori, fumători. Locul de muncă, dacă a lucrat în fizic sau sedentar. Tot ce a însemnat muncă, adică șansele sunt mai mari la cineva care a făcut muncă fizică, ridicare de greutăți și așa, decât un contabil. Fumătorul, îi spunea, să influențează fumatul? Influențează și pentru în apariția patologiei și, foarte important, ca postoperator. Adică pacienții fumători operați pentru leziuni de coafă au șansele de vindecare mai mici, adică de a se vindeca tendonul la suprafața osoasă la care îl aducem, mai mici decât un pacient nefumător. De oxigenare, de iridare. Da, de calitatea tendonului. Intervenția e... Intervenția este artroscopică. Aici se poate artroscopică. Artroscopică. Nu știu dacă se vede. Da. Se avivează suprafața osoasă de unde a fost smuls tendonul. Introducem niște ancore cu
fire de sutură, iar firele de sutură sunt trecute prin marginea tendonului și în momentul în care strângem firele, aducem tendonul la locul lui de unde a fost desprins. Aici suita postoperatorie e un pic mai complexă. Nu mai e un sling simplu, ci este un aparat de abducție, rotație neutră. Nu este cea mai confortabilă poziție, dar este absolut necesară, pentru că scopul operației nu este de a sutura tendonul acolo, ci de a obține o vindecare a tendonului pe capul humeral. Pentru că dacă vedem în filme cei care au și un cimpoi. Da, ceva care se numește aparat de abducție. Tocmai pentru a scădea tensiunea din sutura noastră. Și pacienții rămân așa 6 săptămâni. 6 săptămâni, după care următoarele 6 săptămâni recuperare medicală pentru recuperarea mobilității și de-abia la 3 luni încep recuperarea forței. Dar asta ar trebui făcută sub îndrumarea unui kinetoterapeut, nu, da. Așa, pentru că ar putea strica ce s-a lucrat. Exact. Și ce se întâmplă de obicei? Pentru că ancora se fixează foarte bine în capul humeral, firele de sutură sunt extrem de rezistente, însă tendonul e veriga slabă și atunci dacă el nu a cicatrizat la capul humeral și pacientul pune presiune pe sutura noastră, tendonul se sfâșie. Dacă ne gândim la performanțele din privat, sigur, și-ar dori mulți. Dacă ne gândim la costuri, sunt ele compensate într-un fel de sistemul public de asigurări? Parțial. Și prin Casa Națională de Asigurări și există Programul Național de Instabilități. Pentru care cuprinde pentru coafă ancorele de sutură. Aici e o mare diferență între pacienții tineri cu rupturi acute de coafă și pacienții în vârstă cu leziuni degenerative de coafă. Pentru că în momentul în care reparăm o coafă ruptă în acut la un pacient tânăr, acolo avem un tendon de bună calitate care s-a rupt ca urmare a unei forțe excesive puse pe el. În schimb, la pacienții în vârstă vorbim de tendoane de calitate mai proastă decât un tendon de 20 de ani, care uneori este o leziune veche, tendonul a început să se retragă, asta este a doua problemă și ce este cel mai important în momentul în care tendonul se rupe și începe să se retragă, mușchiul începe să degenereze gras. În loc de fibre musculare apare grăsime. Și atunci dacă pacientul a stat suficient de mult, uneori nu mai are indicație de sutură de coafă pentru că nu mai există suficient mușchi. Sutura noastră nu va da rezultat. Degeaba îl repoziționăm pentru că nu va. Și atunci trecem la următoarea categorie de intervenții, de proteze de umăr. Pare o zonă destul de expusă, zona umărului. Mai sunt și alte amenințări pentru integritatea funcțională. Da, mai există fizică. Disjuncția acromioclaviculară, care înseamnă pierderea contactului dintre claviculă și acromion, care apare tot în context traumatic, în general căderi pe mâna extinsă, căderi pe umăr direct. Aici vorbim de bicicliști, trotinetiști, deci, motocicliști și care are pasageri care nu poartă centura și se prinde scaunul din față când mai puțin disjuncții. Reușesc mai degrabă. Să pună centura. Da. Orice ar fi. Și care au tratament, atât tratament ortopedic cât și tratament chirurgical. Există o clasificare, ROCU, da, disjuncțiilor acromioclaviculare. Se duc la CT sau la RMN? În general, radiografia simplă este suficientă pentru că se vede, la radiografie se vede discrepanța între acromion și claviculă. Și atunci, în funcție poate să scape cu imobilizare sau gradul 1 și 2 se tratează numai prin imobilizare în eșarfă. Gradul 3, în continuare, de zeci de ani este în discuție dacă merită sau nu operat. Aici depinde foarte mult
și de ce își dorește pacientul și de partea estetică și de partea de viață, ce lucrează și ce dorește să facă. Gradul 4, 5 și 6 sunt, au indicație chirurgicală absolută. E o operație dificilă? Nu știu cât de dificilă este, nu cred că este atât de dificilă, ci sunt extrem de multe tehnici, ceea ce dovedește că nu există un golden standard. Sunt foarte multe variante de fixare, atât deschise cât și artroscopice, cu rezultate bune, de asta să și mențin și fiecare în general face cu ce ce știe că dă rezultate bune în mâinile lui. În afară de patologia asta, bineînțeles, așa, două vorbe despre fracturi, bine, tot patologie sportivă există. Sau aici pietonică. Apar tot mai multe accidente casnice la joacă, nu neapărat sportivii, dar de performanță. Aici lucrurile sunt relativ clare, toată lumea știe, aici nu sunt nediagnosticate, e foarte simplu. Radiografia pune diagnosticul, se știu indicațiile ce trebuie operat. Apropo de sportiv, există situația de fractură spiroidă de humerus care apare la Scandenberg. Foarte mulți pacienți cu fracturi. Nu mă gândesc că e un sport popular în România. Da. Și așa anecdotic, de obicei pacientul povestește că l-a câștigat cu dreapta și l-a provocat acum și cu stânga și cu la stânga română. Da, iată. Depinde de forța adversarului, de forța ta. În general, ce spuneam și mai devreme și la rupturile de pectoral, de poziție. Apare o forță de torsiune care uneori nu trebuie să fie atât de mare, reușește să fractureze humerusul spiroid. Oricum, durerea îl va duce la... Aici situația e relativ simplă. Există osteosinteză fie cu tijă centromedulară, fie cu placă. Nu există multe variante lucruri. Iar ca vârstă aceste tineri. Fracturi? Tineri. La tine. Vă mulțumesc, vă mai aștept cu plăcere. La DC Medical, DC News. La revedere! La revedere!